Olimpicii Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD-ul, dar și profesorii care i-au pregătit, au fost premiați astăzi la primărie. În acest an, la faza națională a olimpiadelor școlare, elevii celei mai titrate unități de învățământ din județ au obținut peste 30 de premii la 12 discipline. Începând cu ora 12, la sala de festivități din Palatul Comunal, elevii colegiului, dar și profesorii care i-au pregătit pentru a obține rezultate deosebite la faza națională a olimpiadelor școlare, au fost premiați. Cu toții au fost recompensați cu diplome și premii în bani. Locul 1, 800 de lei, locul al doilea, 600 de lei, iar locul al treilea, 400 de lei. A fost la Olimpiada de Geografie, a fost prima mea olimpiadă și prima mea premiere. Mi-a plăcut foarte mult, am primit o diplomă și bani, dar nu m-am uitat doar la diplomă. O idee bună, deoarece și ceilalți colegi ai noștri ar putea vedea cum suntem noi tratați și că avem și alte beneficii. Pare rău că sunt clasa a 12-a și nu mai am ocazia să particip la o altă olimpiadă, pentru că a fost o experiență foarte plăcută și le urez mult succes celorlalți elevi ce vor participa în anii următori. Sper să obțin rezultate bune la examenele ce urmează de BAC și de admitere și să urmez facultatea la București. Cum v-au motivat aceste premii? Pot spune că odată ce ajungi la un asemenea nivel, îți dorești ca în anul următor să depășești performanța și acest lucru este dovedit de faptul că în fiecare an sunt prezente cam aceleași persoane la premierele. Am fost la Olimpiada Națională de Fizică și din câte văd am primit un premiu pentru rezultatele obținute acolo. Ce rezultate ai obținut și ce ai primit astăzi? Am fost premiat de Societatea de Fizică Română cu medalie de bronz și astăzi nu sunt foarte sigur de ceea ce am primit, văd că e o diplomă. Anul acesta, premierea olimpicilor HDN s-a produs aici, în sala de protocol a primăriei municipiului Buzău. În anii anteriori i-am premiat la HD sau la Consiliul Județean în sala mare de festivități. Acum am crezut că acest cadru este deosebit și elevii se vor monta de aici înainte pentru rezultate din ce în ce mai bune. Nu ne-am înșelat, într-adevăr, este o premiere deosebită. Fondurile sunt însemnate, să știți că se ajunge cam la 50.000 premiile pe care astăzi le-am acordat. Unora dintre olimpici li s-a oferit șansa de a fi studenții la universității de prestigiu din țară, însă ei vor decide dacă vor continua studiile în același domeniu. În prezent, Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul este unul dintre cele mai bune licee din țară, ocupând locul 2 în urma rezultatelor deosebite obținute atât la olimpiadă cât și la examenele de bacalaureat și admitere.